Salutare lume și bine ați venit la un nou video cu Luxor. N-am să-l fac foarte lung, deoarece... Pardon. Nu vreau să o lungesc prea mult, dacă știți la ce mă refer. Ok. Am uitat cum să joc asta. Lol. Așa, a pierdut și un ang deja. Frate. Fuck you. Ah, urăsc când se întâmplă asta. Boss. Bam. Fuck yeah. Acum, știți care e chestia? Poate o să fiu un pic mai tăcut, pentru că trebuie să fiu mai concentrat, pentru că acest joc este dificil. Să vă zic ceva sincer, deci cred că e o minune dacă pot să rămân concentrat. Că știți și voi, jocul ăsta fiind pe... Oh, te rog, scorpionule. Oh, fuck yeah. Așa-mi place. Ce-mi place să fac, nu știu dacă se poate numi un hack sau un bug, dar mie-mi place să fac, sincer. Așa. Yes. Tio. 12 time man. Da, cred că am să mor. Asta e atât de scurt. Da, cam asta urăsc la Luxor. Câteodată unele nivele sunt așa scurte și nu-ți dai seama ce e exitate. E înalt. Ah, e rar. Nii! Nu. Așa. Măcar mă pot controla. Nu știu ce tremur așa.
Zic. Walking like an Egyptian. Umblând ca un egiptean. Așa umblau egiptenii. Oameni nebuni egiptenii ăștia, nu glumă. Da, acum era să spun ceva. Da, oricum o spun. Yeah. Egyptians high as fuck. Popping balls and shit. Da. M-a întrebat cineva odată când o să fac cu Underworld, dacă o să fac cu Underworld. Bineînțeles că o să fac cu Underworld, doar că na, nu știu dacă o să vă placă Underworld, că știți voi, Tomb Raider. Frate. What the fuck? Înainte erau 12, acum sunt 9. E o diferență mare, știi? Stați, 9 segmente, 11 games. Asta n-are niciun sens. Games însemnă pietre prețioase, dar tu de obicei primești pietre prețioase când... distruge chestii din asta. Oh, what the fuck. Da, știu. Fuck logic. Yay! Oh, vaffanculo! Scuze, dar nu pot să... E parcă... ca și cum ar fi un cuvânt care... nu pot să... Fuck you! Your mother fucking popping shitty balls. Pop your own balls, damn it! Bun, haideți să-mi spun opinia despre, nu știu, matematică, de exemplu. După părerea mea, matematica e o materie într-adevăr foarte grea. Dar acum, să fim sinceri, trebuie și un pic de interes în ea. Ok, eu nu dau niciun interes, dar totuși acum nu mă lau sau ceva, dar pot să spun că am rezultate destul de bune la matematică. Și totuși nu prea îmi place. Deci nu știu, e ceva foarte ciudat. Și parcă altă soluție în afară de matematică eu n-am. Na, mă rog, trebuie să mai gândesc. Vreau să-mi crezi viitorul. Cât a venit vorba de viitor și să ți-l creezi, ce ați vrea voi să fiți?
acum, bineînțeles, mulți copii de 10 ani, și aici nu jignesc sau ceva, dar mulți copii de 10 ani nu conștientizează, nu zic că toți, doar unii, că având o slujbă implică și responsabilitate, adică nu zic că implică responsabilitate, adică trebuie și seriozitate, adevăr. Și să știi să te descurci. Și cea mai ciudată chestie care poți să o întâlnesc la școală vreodată, te învață orice prostie legată de nu știu ce bolile naibii, dar nu te învață despre viață. Asta e dezavantajul. Și ceva despre viață, nimic nu te învață. În păcate, asta e adevărat. Așa, hai că am terminat și acest nivel. Vedeți? 11 games, dar doar 10 segmente. Dar asta n-are niciun sens. Mă rog, poate sunt motive pentru asta. Dar cam asta a fost și pentru acest episod. Nu uitați să vă abonați, să dați like, comment și subscribe. Și să îmi ziceți în comentariile voastre ce ați vrea să fiți în viitor. Și, nu știu, planurile voastre de viitor. Sunt doar curios, nu e neapărat nevoie să răspundeți dacă nu vreți. Și altceva ce ar mai fi. Cam atât. Și să vă spuneți opinia și despre matematică, bineînțeles. Opinia mea, bineînțeles, este așa. Toate că matematica e nașpa, e nasoală, e foarte grea, câteodată e folositoare. Asta e opinia. Eu am fost Adrian și eu vă zic la revedere!